Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie deosebită, răspunzând invitație care am avut-o cu câtva timp în urmă, și anume de pe data de 10 iunie. Și îi mulțumesc Domnului că astăzi El a rânduit și am reușit ca să fim împreună împreună cu dumneavoastră în comunitatea Bucov. Mă bucur de lucrul acesta și aș dori ca sabatul acesta, care noi l-am început deja, să fie o pregustare a ceea ce Domnul Hristos ne-a făgăduit și totodată ne-a promis că va fi pentru veșnicie. Acele sabate petrecute împreună cu Domnul Iisus Hristos, avându-L pe El ca Rege al Regilor, ca Împărat al nostru, ca Mântuitor, ca Răscumpărător, ca Domn, ca Salvator al nostru, ca frate mai mare care și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți, să fim iertați. Și mulțumim că în seara aceasta, prin Duhul Său cel Sfânt, a pus în inimile noastre gândul ca să fim în locul de închinare, în locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru, cu Domnul Iisus Hristos, fratele nostru mai mare. Cred că gândul care ar trebui să ne pregăte pe fiecare dintre noi, ca oameni pe pământul acesta, care suntem supuși păcatului și greșelii, care suntem sub stăpânirea vrășmașului și El la orice pas caută ca să ne încurce viața noastră și să ne abată privirile de la Domnul Iisus Hristos, cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat ca să alegem locul acesta în seara aceasta, în timp ce mulți alți oameni aleg alte locuri cu totul altfel. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea ca să vorbim cu toții împreună, pentru că de lucru cel mai drag nou în seara aceasta și pe tot parcursul șederii împreună aici. Și anume, Domnul Iisus Hristos. Fiul iubit al lui Dumnezeu, unicul Său Fiu și totodată fratele nostru, care și-a dat viața pentru noi. Să ne gândim la El și totodată să încercăm să ascultăm de ceea ce El ne-a spus și ne spune de fiecare dată, cu fiecare ocazie de felul acesta. Și nu numai. Și atunci când suntem în conversația noastră intimă cu Domnul Hristos, în rugăciunea noastră cu El, și atunci când suntem în studiul nostru personal, vorbim împreună cu El, deci să pricepem pe El ca și Salvator al nostru, ca și Domnul al nostru și ca și Mântuitor al nostru. Aș vrea ca să împărtășesc cu dumneavoastră un gând din Cartea Hristos, Lumina Lui, aici un fragment scos, cu privire la Domnul Hristos și spune așa Cuvântul Lui Dumnezeu. Pagina 391, titlul Umbrele Crucii. Iisus nu socotise cerul un loc de dorit atâta timp cât noi eram pierduți. El părăsise curțile cerului pentru o viață de înjosire și insultă și o moarte rușinoasă. El, care era bogat în comorile neprețuite ale cerului, s-a făcut sărac ca prin sărăcia lui noi să putem să fim îmbogățiți. Noi trebuie să mergem pe cărarea pe care a mers El. Ăsta un gând și al doilea gând din Cartea Pildele Domnului, pagina 147. Spune Cuvântul lui Dumnezeu așa. În vastul univers pe care îl cârbuiește Dumnezeu, lumea noastră nu este decât un atom. Și totuși această mică lume căzută în păcat, această oaie pierdută este mult mai prețioasă înaintea lui Dumnezeu decât cele 99 care nu au părăsit staul. Domnul Hristos, conducătorul iubit, a coborât din curțile cerești, a coborât din poziția sa înaltă, a pus la o parte slava pe care El o avea la Tatăl pentru a salva o lume pierdută. Pentru aceasta El a părăsit lumile necăzute de sus, cele 99 care îl iubesc, și a venit pe acest pământ
ca să fie străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Dumnezeu s-a dat pe sine în Fiul Său pentru ca să poată avea bucuria de a primi înapoi ceea ce a fost pierdut. Deci prin păcat, planeta Pământ împreună cu tot ceea ce există pe ea a fost pierdut. Iar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, totul a fost recâștigat. Dar pentru lucrul acesta, Domnul Hristos a făcut un schimb. A părăsit, așa cum am citit aici, curțile cerului. A părăsit onoarea, slava. Și a făcut schimb. Deci, coroana de slavă cu o coroană de spini. Haina împărătească cu o haină a batjocorei. Tronul cu un scaun al batjocorei. Și toate acestea, pentru ce le-a făcut toate? Care a fost motivația care l-a determinat pe Domnul Hristos ca să facă lucrul acesta? Deci ceea ce El a făcut, a făcut pentru că ne-a iubit. Ne-a iubit atât de mult încât nu a pus nicio condiție pentru salvarea noastră, ci așa cum am fost și așa cum suntem, El și-a dat viața pentru noi. Ceea ce ar vrea să înțelegem noi în toată această lucrare a salvării noastre este, de fapt, acest principiu pe care s-a bazat toată această lucrare a Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu chiar. Pe iubire. Și dacă noi îl vom înțelege pe Dumnezeu în felul acesta, atunci vom putea ca să împlinim ceea ce Domnul Hristos ne-a spus și este scris în Ioan, capitolul 15, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Deci cum ne-a iubit El? Necondiționat. Și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Pe când eram păcătoși, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 10, când eram vrăjmași, Dumnezeu a găsit cu care ca să ne împace împreună cu El prin moartea Fiului Său. Și marea întrebare care ar trebui să ne o punem fiecare acum, în aceste timpuri în care trăim, deci putem și vedem, de fapt, în jurul nostru, lumea este tulburată, lumea este împărțită, lumea este bulversată, lumea este dezorientată, este, într-un cuvânt spus, nebună. Pentru că au uitat de Dumnezeu și oamenii, așa cum scrie tot în Hristos Lumina Lumii, deci oamenii caută și aleargă de toate căile, pentru că Satana știe că timpul lui este scurt. Și a pus pe toți agenții lui la lucru și face pe oameni să fie ocupați, să fie înșelați, să fie hipnotizați până va trece timpul de sigilat. Cea mai importantă întrebare care, sau cel mai important lucru care ar trebui ca să ne preocupe este ce să fac să fiu mântuit. Pentru că, dragii mei, dacă am câștigat toată lumea aceasta, dacă am câștigat tot pământul acesta să fim stăpânii lui, și ne-am pierdut viața veșnică. Totul este pierdut. Pentru că, dacă am putea să privim în ansamblu, în momentul acesta, planeta noastră, și să vedem cam câți oameni mor în momentul acesta, sau câți oameni sunt în spitale bolnavi, sau câte accidente se petrec în momentul acesta, sau câți oameni sau câți copii mor de foame, sau alte lucruri, deci am putea să ne dăm seama de adevărata față a Pământului nostru. Cine îl conduce și în ce stare este. Și cred că nimeni n-ar dori ca să rămână stăpân la așa ceva. Ci Domnul Hristos ne-a promis un lucru mai bun. Ne-a promis, așa cum spune profetul Isaia, în capitolul 44. Versetul 21 și 22. Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israel,
căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele, nu mă uita. Eu îți cerc fără de legele ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Deci ține minte aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu Israel. Ține minte, Iacove, aceste lucruri. Ești al meu. Și spune Domnul aceea, eu îți șterg fără de legele ca o nouă și ca o ceață. Eu mi-am dat viața pentru tine. Și spune aici, în capitolul 49, versetul 16, iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Deci suntem încrustați în acele rând care au fost făcute de cuile dușmane la Golgota. Acolo înscriși nu cu cerdeală, nu cu, știu eu, alte unelte de scris, ci cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și El ne are permanent înaintea ochilor Săi. Ne iubește cu o iubire veșnică și de aceea El vrea ca să ne mântuiască. Și vreau să revin la întrebare. Ce să fac să fiu mântuit? Dar haideți să înțelegem ce este mântuirea, de fapt. Este o întrebare și am găsit aici un fragment în Cartea Hristos, Lumina Lumii, un gând așa de frumos cu privire la ce este mântuire, este de fapt definiția mântuirii. La pagina 302, capitolul Invitație. Deci mântuirea este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru cer. Educația aceasta înseamnă cunoașterea lui Hristos. Înseamnă emanciparea de sub ideile, obiceiurile și practicile învățate în școala Domnului Întunericului. Sufletul trebuie să fie eliberat de tot ceea ce este în opoziție cu credincioșia față de Dumnezeu. Deci, în aceste cuvinte, scurte, simple, dar totuși esențiale, dragii mei, ce este mântuirea? Mântuirea este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru cer. Și în una din afirmațiile pe care Domnul Hristos le făcea atunci când era judecat de către Pilat și Pilat îl întreabă, ești tu împăratul lui Israel sau împăratul iudeilor? Și ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Ce de la tine întreb lucrul acesta sau ți l-a spus cineva? Și în cele din urmă, Domnul Hristos îi spune, da, eu sunt împăratul iudeilor. Dar încă un lucru îi mai spune Domnul Hristos prin Pilat, un lucru foarte, foarte important, care ar trebui ca să avem permanent înaintea ochilor noștri și în mintea noastră, și anume, Domnul Hristos în Ioan, capitolul 18, versetul 36, spune așa, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu? Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Acum împărăția mea nu este de aici, spunea Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în Hristos Lumina Lumii spune, mântuirea este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru această împărăție, care nu este din lumea aceasta. Este educat pentru cer. Ce înseamnă această educație? Această educație înseamnă a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Educația aceasta înseamnă cunoașterea lui Hristos. Și de fapt, viața veșnică constă tocmai în lucrul acesta, dragii mei. Ioan 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. De aceea, cred că preocuparea noastră de bază ar trebui să fie aceasta, de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și, așa cum spunea chiar Domnul Hristos însuși în Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Pentru că timpul este scurt.
Evenimentele care le trăim ne arată cu glas puternic și ne spun că lumea noastră este pe pragul veșniciei, Pământul este pe finalul lui și Domnul încă mai zăbovește. Dar nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, așa ne spune Petru, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru fiecare dintre noi, ca să-L cunoaștem pe El. Și să ne punem serios întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit? Și să cunoaștem, de fapt, această lucrare esențială pentru viața noastră, și anume mântuirea. Este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru cer. Și ce înseamnă această educație? A-L cunoaște pe Hristos. Mai înseamnă ceva. Înseamnă emanciparea de sub ideile, obiceiurile și practicile învățate în școala Domnului Întunericului. Deci înseamnă eliberare sau emancipare de sub obiceiurile și practicile învățate în școala Domnului Întunericului. Trăim pe acest pământ. Domnul Hristos spune, vine stăpânitorul lumii acesteia. Deci îl recunoaște pe Lucifer sau pe Satana ca și stăpânitor al planetei acesteia. Dar zice, în mine nu are nimic. Iar Domnul Hristos pretinde același lucru de la fiecare urmaș al Său. Dacă vrem ca să fim împreună cu El, pentru totdeauna și pentru veșnicie. Cred că este cea mai frumoasă realizare care o putem face în viața aceasta. Pe lângă faptul că ne educăm într-o meserie, să avem o carieră în viața noastră, să ne putem câștiga existența, să ne formăm o familie, să... Deci, așa cum este cursul vieții fiecăruia dintre noi ca oameni, deci, cred că realizarea cea mai frumoasă sau cea mai prețioasă realizare a noastră este aceasta. Dacă ne-am câștigat mântuirea. Dacă am reușit ca să înțelegem lucrul acesta, toate celelalte lucruri vor veni de la sine. Și dar pentru aceasta noi trebuie ca să îl cunoaștem pe El și totodată să nu uităm că de fapt Iisus nu a socotit cerul în loc, deci Iisus nu a socotit cerul în loc de dorit atâta timp cât noi eram pierduți. Și eu mi-am pus întrebarea, dragii mei, ce a constituit pentru Domnul Iisus cerul? Era locul șederii sale. Era împreună cu Tatăl, era cu îngerii, slujitori, cu toată familia cerească, într-o atmosferă de pace, într-o atmosferă de bucurie, într-o atmosferă de armonie, de ascultare. Nu? Totul era totul perfect, totul liniște. Și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus nu a, zice așa, Iisus nu a socotit cerul un loc de dorit atâta timp cât noi eram pierduți. Deci pentru El nu se simțea bine atâta timp cât știa că cineva dintre creaturile sale, și anume omul cu planeta întreagă, era pierdut. Și mai mult decât atât, în vastul univers al lui Dumnezeu, planeta noastră, spune aici cuvântul din pildele Domnului, din capitolul acest om primește pe păcătoși, deci în vastul univers pe care îl cârmuiește Dumnezeu, lumea noastră nu este decât un atom. Cât e de mare un atom? Cât poate să fie de mare un atom? Poate fi văzut cu ochiul liber? Deci în vastul univers, deci aici putem să ne imaginăm, deci cu mintea noastră doarginită, cam cât e de mare universul pe care îl conduce Dumnezeu. Și totodată cât de mare este Dumnezeul acesta. Și este Dumnezeul nostru. Deci lumea noastră este un atom. Și pentru acest atom, pentru această particulă minusculă, Domnul Hristos zice, pentru El a fost mult mai prețios acest atom decât 99
de planetele căzute în păcat, de lumi desăvârșite. Deci, mai mare atenție a acordat acestui atom decât Universului întreg. Și aici este, de fapt, dovedită iubirea lui Dumnezeu față de noi. De aceea întrebarea, ce să fac să fiu mântuit? Deci, în primul rând, să ne educăm, să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, să facem această educație importantă pentru viața noastră și după aceea toate lucrurile care nu aparțin împărăției Domnului Iisus Hristos, care nu este din lumea aceasta, spunea Domnul Hristos, nu, să putem să le eliminăm cu ajutorul Său din viața noastră. Pentru că spune, înseamnă emancipare de sub ideile, obiceiurile, practicile învățate în școala Domnului Întunericului. Ce sufletul trebuie să fie eliberat de tot ceea ce este în opoziție cu credincioșia față de Dumnezeu. Și lucrul acesta presupune luptă, dragii mei. Deci nu se obține lucrul acesta fără renunțare și acceptare. Să renunți la lucrul care le-ai iubit, la lucrul care le-ai practicat, la lucrul care poate au fost în natura ta și să faci acea schimbare pe care o dorește Dumnezeu și această schimbare este numită în Cuvântul lui Dumnezeu naștere din nou. Naștere din Duhul lui Dumnezeu, care poate să lucreze la inima noastră. Domnul să ne ajute ca să înțelegem aceste lucruri minunate, să înțelegem că, de fapt, avem nevoie de această schimbare. Și avem nevoie să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, pentru că dacă noi îl cunoaștem așa după cum El ni s-a descoperit și îl iubim așa cum El ne-a iubit, doar ultimul gând cu care vreau să încheie în seara aceasta, pentru că și dumneavoastră suntem după 6 zile de lucru, deci ați împlinit porunca 4-a până aici. 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău. Iar acum, în partea cealaltă a poruncii, deci, pagina 66, cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, sau Predica de pe Muntele Fericirilor. Și uitați ce înseamnă a cunoaște pe Domnul Hristos, a manifesta iubire față de El, așa cum El ne-a iubit pe noi. Ce poate să facă această calitate dumnezeiască, care poate să devină un principiu al vieții noastre? Ce Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negrăită și iubirea noastră se trezește față de El pe măsură ce înțelegem ceva din lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea acestei iubiri care întrece orice cunoștință. Prin cunoașterea iubirii sale dovedită față de noi, pe când eram încă păcătoși, inima împietrită se înmoaie, se supune, iar păcătosul este transformat și ajunge un fiu al cerului. Și aș vrea să repet această frază. Deci, prin cunoașterea iubirii sale, dovedită față de noi, pe când eram încă păcătoși, inima împietrită se înmoaie. Se supune, iar păcătosul este transformat și ajunge un fiu al cerului. Dumnezeu nu se folosește de măsuri constrângătoare. Mijlocul pe care îl întrebuințează El este... Deci, mijlocul pe care îl întrebuințează El pentru a izgoni păcatul din inimă este iubirea. Cu ajutorul iubirii, El transformă mândria în umilință, iar răspășia și necredința în iubire și credință. Dumnezeu nu se folosește de măsuri constrângătoare pentru mântuirea noastră. De aceea spunea Cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru cer. Educația aceasta înseamnă a-L cunoaște pe Hristos. Înseamnă emanciparea de sub ideile, obiceiurile, practicile câștigate în școala Domnului Întunericului. Nu este ușoară lupta. Dar este esențială. Și atunci poate să devină omul biruitor când iubește ceea ce face. Când face cu toată inima și de drag. Atunci el va putea ca să ajungă să fie biruitor.
Și atunci când vom ajunge să iubim pe Domnul Hristos așa cum El ne-a iubit pe noi, în principiul vieții noastre va fi acesta, mântuirea ne este asigurată. Și Domnul să fie cu noi și să ne ajute ca să înțelegem de fapt lucrul acesta, dragii mei. Ce este mântuirea pentru viața noastră? Amin.